Cei aproape 800 de elevi ai Școlii Generale din Țânțăreni se uită la sala de sport ca la un bibelou. La ce oră ești acum? La sport. Cum e să faci sport în sala de clasă? Rău. Ce faceți voi la ora de sport? Stăm în clasă și vorbim. Nu faceți exerciții fizice, nimic, nu aveți unde. Nu avem unde. Ce căutați în sala de clasă? Nu se face sport în sală sau pe teren? Când este vremea urâtă, facem în clasă, deoarece nu avem voie în sală. De ce nu aveți voie în sală? Diverse motive. Sala de sport a fost închisă la jumătatea anului trecut. Primărița din localitate susținând că nu a fost îngrijită și din acest motiv este mai bine să fie deschisă doar la activități importante. Dacă vor lua angajamentul că vor face curat după ora de sport, să nu fie nevoie de o femeie de serviciu, așa cum... Domnișoară, să vină aici să discute cu mine. Eu nu sunt de aia de nu pricep, da? Pentru că sunt o sală de meserie. Să vină, discutăm, punem niște condiții de ambele părți și mâine vor avea deschisă sala de sport. Directorul școlii acuză autoritățile locale de nepăsare. El spune că nici măcar pe terenul de fotbal din curtea școlii nu au acces elevii. Păi și pe teren cum intrați? Nu intrăm! Nici pe terenul de sport? Uitați-vă pe unde! Pe unde? Sărim gardul? Gheorghe Mitescu, inspectorul adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, susține că o echipă de inspectori va merge la Țânțăreni pentru a constata cum stau lucrurile și a rezolva problema, pentru ca elevii să aibă acces în sala de sport.